sicherlich vor und vielleicht, aber die Mitgliedsachen so fast, sie haben die auch nicht realisiert von der Kultur. Sie zahlen halt Sachen nach Schweden. Sie zahlen ja, ja, wenn man den Firmen total hat, dann schlug mir und jetzt sehe ich die Nacht, sie sei wie, weil er ein Leben bringt, oder? Wenn du nach Schweden, so wollte ich nach, so schau, wo zu lachen, wie sehr ich das. Was du dich selbst? Ure nici și cu dreptare iese ale. Făcându-i se milă, se atinge de catafalcul. Așa să înflorească sufletele voastre. Doamne ajută, iubire de oameni, totdeauna, acum și
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, îndejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, preacuvioasă Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților, Sfântului Ocaz Apostol, ale Sfinților Preacuvioși și Dumnezeu Purtător, Părinții noștri, Sfintele Sfinți, Părintele nostru, Ioan Gură de Aur, Arhievescovul Constantinopolului, care Sfântă și Dumnezeiască Liturghie am săvârșit rugăciunile Sfinților în Palatul, tocmai cu Apostol Constantin și Maica sa Elena, ocrotitori aceste Sfinte Biserici, aceste parohii, cu ale Sfinților, Evlampie și Evlampie, atără pomenele o să vășim, cu ale Sfinților și de Fără Dumnezeu și Părinții Cumșanu și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de bani de viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Prea Sfinția voastră, preacucenici, preacuvioși părinți, iubiți credincioși, evenimentul major pentru care astăzi suntem aici este cel al târnosirii Bisericii Închinate Sfinților Împărați Constantin și Elena. Este așa cum spuneam la preasfințitul Paștele unic al acestei biserici, pentru că ea se reînnoiește, pentru ca Hristos să poată să rășlui, precum odinioară în templul din Ierusalim, slava lui Dumnezeu să învăluie acest sfânt locaș. De aceea, în cele ce urmează, aduc pe Părintele Secretar, pe Părintele Ciprian Ioan Ignat, să dea citire Hristofului de târnosire, Hristof ce va fi așezat în piciorul Sfintei Mese, ca mărturie a prezenței frăților voastre, a ospeleile lor și a lacrimilor ce le-ați vărsat, pentru că această biserică să ia chip frumos de slavă și peste ani, când generațiile ce vor veni vor deschide piciorul Sfintei Mese pentru a renoi această sfântă poartă a cerului, să vă regăsească acolo frumoși și tineri, voi fiind de mult în Împărăția lui Dumnezeu. Vă rog, Părinte Secretar. Hristos, cu puterea, cu lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din satul Valea Boțului, parohia Lunca Filipeni, comuna Filipeni, protopopiatul Bacău. Nu departe de satul Slobozia Filipeni, în Amonte, pe Valea Părâului Dunăviciorul, Sălașul Roșu, Părâul Roșu, cum se mai numește, se află satul Valea Boțului, care nefiind menționat în niciun document, pare a fi apărut din nimic și dintr-o dată. Dacă nu apare ca sat, apare înscris ca toponim sub forma Dealul Boțului, Viscul Boțului și Potul Boțului. În cele din tâi acte care vorbesc de moșia Filipeni, pe un Gheorghe Boțul Diac, îl întâlnim în legătură cu o moară a cărui vad producea inundarea Morii lui Donici. Locuitorii trebuie să fi fost robi pe moșia Filipeni a Roseteștilor. Chiar dacă au fost împroprietăriți în anii 1864 și 1921, locuitorii din Valea Boțului au primit pământuri pe pantele dealurilor cu producții mici, insuficiente pentru întreținerea familiei. Din această cauză, cea mai mare parte erau lucrători cu ziua la boieri și la răzei și din frunteri. Urmând îndemnul nostru pastoral de a nu exista niciun sat sau comunitate fără biserică, în anul 2018, la data de 24 martie, la cererea credincioșilor și cu binecuvântarea noastră, s-a pus piatra de temelie a bisericii din Valea Boțului. Noul edificiu eclesial a fost pus sub ocrotirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, iar primele eforturi cu privire la aceste începuturi au fost realizate de către preoții Gheorghe Chirica și Adrian Frunză. Biserica s-a ridicat relativ repede cu sprijinul susținut al credincioșilor, la care se adaugă o contribuție importantă de peste 10.000 de euro din partea domnului Stelian Chiriac, fiul al satului.
Acestora s-a adăugat efortul financiar și material oferit cu generozitate de primăria Filipeni prin domnul primar Vasile Ban. În anul Mântuirii 2013, la data de 1 septembrie, pentru dinamizarea lucrărilor și finalizarea acestora, am numit la parohia Lunca Filipeni pe tânărul preot Ionuț Farcaș, care s-a implicat cu devotament și energie alături de comunitate spre împlinirea sfintei lucrări. Într-un timp relativ scurt, în mai puțin de un an, noua biserică a fost tencuită, gletuită și finisată, lucrările săvârșite la interior fiind executate de către o echipă de muncitori condusă de către Doru Mardar, fiul al satului. În același timp, dată fiind anvergura lucrărilor, s-a derulat în paralel și șantierul noii clopotnițe, aceasta fiind ridicată pe patru stâlpi de beton prevăzută cu grinzi solide din lemn de brad și fiind îmbrăcată în ambriu de lemn peste care s-a aplicat un lac de exterior. Clopotul a fost adus din Ucraina cu efortul comun al credincioșilor și montat încă înainte de finalizarea clopotniței. Între anii 2015-2016 a fost dată în lucru și catapeteasma din lemn de stejar realizată de meșterul Vasile Iovaie, sculptor renumit din zona Bălțătești Neamț. A fost demarate apoi lucrările de pictură, aceasta fiind realizată între anii 2016-2019 de către pictorul bisericesc Radu Prisecaru în tehnica tempera, în paralel cu realizarea icoanelor care împodobesc armonios catapeteasma. La interior au fost finalizate tâmplăria, glafurile, parchet laminat pe întreaga suprafață, inclusiv în Sfântul Altar și pe soleie, izolație din polistiren extrudat de 2 cm pe întreaga suprafață utilă a interiorului Sfântului Lăcaș, pereții interiori au fost și ei îmbrăcați în ambriu, iar privorul bisericii a fost placat cu gresie. Prin contribuția domnului Florin Sorin Sandu, altarul a fost împodobit cu un proscomidiar și un veșmântar, realizate tot din sejar masiv, sculptate de meșteri sculptori din zona Bacăului, cu sprijinul credincioșilor fiind realizate tot acum și cele două iconostase, strana pentru cântăreți, crucea din Sfântul Altar, tronul arhieresc și ușile din lemn masiv ale bisericii. Sfântul Lăcaș a fost împodobit cu obiecte de cult necesare. Sfântul Chivot, Sfânta Evanghelie, Sfintele Vase, cruci de binecuvântare, sfeșnice, veșminte și toate cele de trebuință casei lui Dumnezeu. Exteriorul noului edificiu eclezial din Valea Vătului a fost executat pe parcursul mai multor ani în etape succesive. Izolația termică și lucrările aferente au fost suportate de către domnul Emil Sandu, fiul al satului, iar tencuiala decorativă, finalizată în 2019, a putut fi realizată grație ajutorului oferit de doamna Rodica Ambrozie, primarul Comunei Filipeni. Materiale donate în valoare de 10.000 de lei au fost puse în manoperă de către echipele de meșteri locali care au contribuit astfel la această lucrare. Tot în această perioadă au fost finalizate lucrări exterioare, mici reparații și tencuieli decorative, sistemul de preluare a apei, aleile pietonale și amenajarea curții exterioare. După 10 ani de eforturi și jertfă continuă, traversând o perioadă dificilă, mai ales din punct de vedere financiar și dublată de actuala pandemie, astăzi, 10 octombrie 2021, în duminica 20-a după pogorârea Duhului Sfânt, în ziua pomenirii Sfinților Mucenice Evlampie și sora sa Evlampia, credincioșii din Valea Botului își văd încununat efortul prin tămnosirea Sfântului Lăcaș de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment de sărbătoare, precum și la Sfânta Liturghie, sunt prezenți Arhimandritul Timen Costea, vicar administrativ, preotul Eugen Ciprian Ciuche, protopop al protopopiatului Bacău, un sobor de preoți, doamna Rodica Ambrozie, primarul al Comunei Filipeni, oficialități și numeroși credincioși. Scrie, Doamne, în cartea vieții, pe iubitorii acestui Sfânt Lăcaș, veșnică pomenire fie ctitorilor acestei noi biserici. Acesta este Hristovul, semnat de înalt preasfinte părinte Arhiepiscop Ioachim și de părinții prezenți astăzi la această sfântă slujbă de sfințire a bisericii. Înalt preasfinția voastră, mă adaug și eu comunității de aici, din parohia Lunca Filipeni, filia Valea Voțului, și vă spunem bine ați venit pentru a ne binecuvânta și pentru a săvârși slujba de sfințire a acestei sfinte biserici, pentru care, iată, s-au jertfit 10 ani, timp în care și Părintele Chirica Gheorghe, și Părintele Frunza Adrian, și Părintele Farca și Ionuț
împreună cu membrii Consiliului Parohial, ai Comitetului Parohial, membrii acestei comunități, ajutați de Consiliul Local și de alți diferiți sponsori și oameni de bine care iubesc pe Dumnezeu și Sfintele Lui Locașuri, iată, au binevoit, au înfrumusețat și o aduce ca dar, ca jertfă bineplăcută lui Dumnezeu pentru toată dragostea și purtarea de grijă pe care neîncetat Dumnezeu din ceruri le trimite prin Harul Sfântului Duh din Sfânta noastră Biserică. În al preasfinția voastră, tot timpul ați binecuvântat și ați apreciat pe preoții care lucrează cu dar, care înfrumusețează sfintele locașuri și care încheagă în toată comunitatea parohială pentru ridicarea de sfinte biserici aduse lui Dumnezeu ca jertfă. De aceea, printre aceștia, vă punem înainte pe Părintele Farga și Ionuț, cel care de 8 ani de zile, de când este aici, a preluat lucrările de ridicare, de înfrumusețare, de dotare cu toate cele necesare slujirii Sfintelor Slujbe. Și iată-l astăzi, înaintea în alpura Sfinției voastre, alături de ceilalți doi părinți menționați și de soborul de preoți prezent, pentru a participa cu multe emoții la această slujbă de sfințire a Bisericii închinată Sfinților Împărați Constantin și Elena. A coordonat aceste lucrări, a însuflețit, cum spuneam, această comunitate parohială și iată-l astăzi, prin grijă în alpura Sfinției voastre, pus înainte pentru a fi cinstit după vrenicie pentru meritele sale și efortul depus prin gramata chiriarhală pe care Părintele Diacon Nectarie o va rosti pentru a-i se conferi rangul de iconos stavrofor. Gramata chiriarhală. Noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, urmând îndemnul Sfântului Apostol Pavel, care spune că preoții ce își ține bine dregătoria să se învrednicească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc prin cuvânt și învățătură, precum și de tradiția asta tornicită în Sfânta noastră Biserică, potrivit căreia slujitorii destoinici, care își împlinesc cu hărnicie și aleasă răvnă misiunea preoțească, să aibă parte de prețuirea și dragostea noastră părintească, hotărâm Preacucernicului Părinte Ionuț Farca, de la Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, Parohia Filipen, Protocopiatul Bacău, Județul Bacău, ți se confere rangul onorific de Icolom Stavrofor, cu binecuvântarea arhierească de a purta semnele distinctive prevăzute de articolul 144 litera C din Statutul de Organizare al Bisericii Ortodoxe Române. Se înmânează acest act, întărit cu sigilul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, astăzi, anul Mântuirii 2021, luna octombrie, ziua 10, ca semn de recunoaștere a vrednicii sale în activitatea pastoral-misionară desfășurată. Rugăm pe Dumnezeu să-L binecuvinteze și să-L întărească într-o slujire a Bisericii lui Hristos. Semnează în al preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Poruncește, dar preasfințite stăpâne, preotul Dumnezeu, preotul Ionuț, ce vi se aduce înainte spre a fi irodesit, iconom în stavrofor. Domnului să Cel ce mai înainte, într-o a ta știință și înțelepciune, economisești prin economia ta cea după lucrarea mântuirii noastre, cel care pe înțeleptul econom care vine a economisit, l-ai lăudat ca pe o stăpână al casei, și pe acest, și pe robul tău acesta, preotul Ionuț, binecuvintează spre a se face econom stavrofor. Îl împuternicește pe el și îl întărește pe dânsul ca într-o credință, în înțelepciune și cu bună plăcere. Să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind, să se împlinicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și se scapă de rușine de care trebuie să fugă. Și eu sunt a slujicele viclene care cu lenevire a îngropat
cu rugăciunile și soririle prea binecuvântate născătoare de Dumnezeu, ale Sfinților Împărați, întocmai cu Apostolul Constantin și Elena, în cinstea cărora s-a ridicat biserica aceasta și o sfințit. A Sfântului Apostol și viruitor mucenic Barnaba, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeu și Părinților Achim Fiana și tuturor Sfinților Tăi. Că s-a binecuvântat și prea s-a prămărit într-un tot cinstit de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră prin harul într-un tot Sfântului Dumnezeu, te prohirisește pe tine, preacucenice preote Ionuț, iconom stavrofor. În numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Dumnezeu. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Doamna preoteasă, care îl ajută în pastorația sa, care o are de împlinit și care, pentru al cărui mandat, ierarhul l-a trimis într-o comunitate. De aceea eu țin mult, deși eu sunt călugăr, țin mult la familia preotului. De fapt că preotul este părinte de două ori. Părinte pentru copiii săi care i-a născut și a pus în lume și îi ducă. Și pe aceea pentru frățile voastre, nu-i așa, nu ziceți părinte, părinte, deși el e de tânăr, dar tot părinte, pentru faptul că părinte, acest apelativ este conferit de harul lui Dumnezeu, harul preoției pe care îl primește. Și acela primindu-l plenar de la Hristos, îl întărește în misiunea care a fost încredințată de păstorire a turmei cele cuvântătoare, zicem noi ca o expresie biblică și ca o expresie care a fost împrumutată în lexicul bisericesc. Deci el este păstor al păstorilor și părinte al părinților. De aceea îl felicit pentru aceasta, pentru faptul că s-a armonizat foarte frumos pentru această lucrare cu soția dumneavoastră și pentru aceasta noi îi conferim și Doamne un semn al vețuirii și recunoștinței noastre. Viața Parascheva, care știți, această icoană o cunoașteți frățiile voastre, este icoana oficială a eparhiei noastre, întrucât în eparhia Romanului se cinstește în mod deosebit Sfânta Cuvioasă Parascheva, a cărei moarte sunt la ea, dar cultul ei s-a dezvoltat în zona Romanului și eparhia noastră este singura eparhie care, pe care Sfântul Sinod a aprobat-o să pună ca emblemă a ei, ca simbol, icoana Sfintei Parascheva, care așa cum o vedeți aici, este pictată în secolul al XVI-lea în Catedrala Arhiepiscopală de la Roma, pe care vă invit pe toți să o vedeți, iar dacă nu o vedeți, puteți procura această icoană, pentru faptul că eu vreau ca și chiriașa locului, ca această icoană să ajungă, ca să protejeze cadrele fiecăruia din cei care fac parte din eparhia noastră a Romanului și se bucură de acest mare apelativ bisericesc. Sunteți pe cetea apostoliei mele. Să vă binecuvânteze Dumnezeu, pentru că Doamna preoteasă să o ajute Sfânta Parascheva
Și noi e un fel de schimb, nu? Florile nu se ține cât o să ține Sfânta Parascheva, e pana în casa mată. Vă mulțumim tare mult și felicităm în același timp pe toți cei care au ajutat pe Părintele la această lucrare. Am ținut mult să facem această precizare înainte de a începe slujba de ternosire a bisericii și a altarului, pentru faptul că voiam să vă atrag atenția asupra acestui mare eveniment pe care îl facem, îl făurim astăzi aici, la Valea Bosului. Deci este vorba de sfințirea unei biserici. Sfințirea unei biserici nu se face în fiecare an. Deci dacă noi sărbătorim Paștele în fiecare an, nu-i așa, și Crăciun și toate celelalte sărbători, pe care ele revin din an în an, într-un ritm liturgic cu totul la parte, e bine, rețineți că sfințirea unei biserici nu se face din an în an, nu se face uneori din generație în generație, ci se face uneori la secole sau după secole, așa cum avem la bisericile cele vechi, pe care le prețim și le reînnoim. Dar biserica cea veche se reînnoiește prin cei care sunt aleși de Dumnezeu să fie înnoitori ai bisericii, dar se fac și din nou, cum este cazul aici. A fost nevoie de un local de închinare și de aceea pentru puținii credincioși care sunt în zona aceasta, într-o zonă defavorizată, dar binecuvântată de Dumnezeu, totuși este favorizată prin aceste locale de închinare, unde veniți să vă plângeți necazurile voastre, unde cereți de la Dumnezeu ajutorul, mila, cereți harul Său Sfințitor pentru a vă întări și a vă coordona viața conform preceptelor Evangheliei și canonelor Sfintei noastre Biserică. Slavă Lui Dumnezeu pentru toate și felicităm în mod deosebit pe toți cei care au contribuit mai mult cumva în oborul lor și Părintele mi-a trimis la centru eparhial o listă pe care noi am analizat-o și am acordat o diplomă de vrednicie celor care iubesc frumusețea casei Lui Dumnezeu și sunt împreună lucrători în via în ogorul Domnului. Deci aceste diplome de vrednicie se vor da în mod oficial de către Părintele sau Consiliul Parohial, cum o să fiți aici, într-o ulterioară sărbătoare. Vă rog. Episcop Ioachim, Părinte Vicar, Părinte Secretar Eparhial, Părinte Protopop, distinse oficialități, iubiți credincioși, este zi de mare bucurie pentru comunitatea noastră mică, pentru că astăzi, iată, se finalizează lucrările care au fost începute acum mai bine de 7 ani de zile și care reprezintă de altfel un proiect al sufletului nostru pe care, iată, sau pentru care am muncit fiecare dintre noi și dintre dumneavoastră. În primul rând, aș dori să mulțumesc Înalta Sfinției voastre pentru prezența noastră în mijlocul nostru, prezență care ne arată de altfel purtarea de grijă pe care o aveți, Sfinția voastră, pentru noi și pentru comunitățile pe care le păstoriți. Și vă mulțumim cu acest prilej. Aș dori să mulțumesc și administrației protopopiatului Bacău, Părintele Protopop, Părintele Secretar, pentru dragostea de care a dat dovadă și pentru ajutorul pe care ne-l-au dat dânsii. Aș dori de asemenea să mulțumesc și Consiliului, administrației Consiliului Local, doamnei primar, Olica Ambrozie, și tuturor consilierilor pentru ajutorul și pentru înțelegerea de care au dat dovadă la rândul lor. Nu în ultimul rând, părinților colegi care și ei au dat dovadă de o prietenie desăvârșită pentru faptul că m-au ajutat, chiar și material, chiar și cu sfaturi, și le mulțumesc pentru această ocazie. Aș dori iarăși să mulțumesc, nu în ultimul rând, dumneavoastră credincioșilor, tuturor colaboratorilor, tuturor celor care ne-au ajutat, sponsorilor, care sunt și din satul acesta, și din oraș, și din satele din Muntrejurii. Familiei, aș dori iar să mulțumesc soției, copiilor mei, familiei, părinților mei și tuturor celor care, iată, ne-au răbdat cu timp și fără timp. Mulțumesc că n-a vrea să-mi zile, Părinte, pentru faptul că ați venit alături de noi. Avem din partea credincioșilor și din partea parohiei noastre, n-am prea simțit o icoană
cu Sfinții Părinți Ioachim și Ana, care să vă călăuzească pașii și să vă binecuvinteze într-un mulți ani. Începem de pe scenă de aici, pentru ca fiile voastre să vă dați seama de acest mare eveniment care se aproximează de scriere liturgică. Și în al doilea rând, după aceea, o să fie eliberat. Noi nu intrăm în biserică, ci o să mergem în jurul ei. Aceasta simbolizează faptul că noi am oferit lui Dumnezeu un spațiu pe care El îl consacră cerului. Deci voi dați o părticică din pământul vostru, din munca voastră cerului. De aceea se spune că devine o poartă a cerului. Noi vom încurura biserica, ne vom opri la absidele centrale și laterale ale bisericii. Urmând această procesiune, o vom însemna cu Sfântul și Marele Mir în toate aceste părți și după aceea vom intra înăuntru. Prostiile voastre urmăriți acolo pe ecran ceea ce facem noi înăuntru, în Sfântul Altar, care este Sfânta Sfintelor. Este într-adevăr o lucrare cu totul aparte. Dacă ai dimensiunea credinței și vezi și încerci să vezi în toate gesturile noastre liturgice această lucrare a lui Dumnezeu care o face prin mâinile noastre. Vă rugăm să faceți atenție la ceea ce se citește, mai ales că este o amplificare de văd destul de bună și sper să vă facem părtați la acest eveniment pe care îl începem acum. Să ajute Dumnezeu. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, miriește, binecuvântat, să ne-am creat să citește până să stată mâine. Binecuvântați pe înalt preasfințite stăpâne. Slavă Sfintei cele de o ființă de viață, făcătoare și nedespărțitei trei, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Frate Ceresc, Mântuitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, mistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sărășuiește cu noi, ne curățește pe noi de toată fireciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Hare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Hare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Hare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește pe Tatăle noastre, să tu ne iartă până de vecile noastre! Vindecă de teamă și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ne dăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cerul din glană. Care este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Miluiește. Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru
Sfântă Biserică aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Citire. A stat Solomon înaintea jertfenicului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și și-a ridicat mâinile la cer și a zis: Doamne Dumnezeu lui Israel, nu este Dumnezeu asemenea ție nici în cer sus, nici pe pământ jos. De vreme ce cerul și nici cerul cerurilor nu te încape, cu atât mai puțin locașul acesta pe care l-ai zidit în numele Tău. Însă caută la rugăciunea robului Tău și la cererea Lui, Doamne Dumnezeul meu, ascultă strigarea și rugăciunea Lui cu care se roagă astăzi să-ți fie ochii Tăi deschis ziua și noapte spre locașul acesta, la acest loc pentru care Tu ai zis, numele meu va fi acolo. Să ascult strigarea și rugăciunea cu care robul Tău se va ruga în ziua aceea, ziua și noaptea, să ascult rugăciunea robului Tău și a poporului Tău Israel, când ei se vor ruga în locul acesta, să ascult în locul șederii tale, cel din cer, să ascult și să miluiești. Cezarei lui Filip, îi întreba pe ucenici săi zicând, cine zic oamenii că sunt eu fiul omului? Iar ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Iremia sau unul dintre proroci. Atunci Iisus le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt eu? Răspunzând Simon Petru l-a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu.
Iar Iisus răspunzând i-a zis, fericite Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit și aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și eu îți văd zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice e legat pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte! Se sfințește biserica aceasta, închinată Sfinților Împărați, întocmai cu Apostolul Constantin și Mama Elena, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir în numele Tatălui. Amin. Și a Fiului. Amin. Și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Și avea o soră ce se numea Maria, care șezând la picioarele Domnului asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis, Doamne, oare nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i de să-mi ajute. Și răspunzând Domnul i-a zis, Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicându-și glasul, i-a zis, fericit este pântă cele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai subt. Iar el a zis, așa este, dar fericiți sunt și cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc spre el. Face ție bine vestitorul. Și pretutindeni, Doamne, ești
Dumnezeu, mierea și viața și odihna dormiților robilor tăi. Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, prea sfântului și bunului de viață, păcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfinții Împărați, sunt tocmai cu Apostole Constantin și mama sa Elena, prin stropire cu apă sfințită și ungerea, cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și nu credeți, lucrările pe care le fac în numele Tatălui meu, acestea mărturisesc despre mine. Dar voi nu credeți, pentru că nu sunteți dintre oile mele. Oile mele ascultă de glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Iar eu le dau viață veșnică. Sfinților, întocmai cu Apostolul Constantin și mama sa Elena, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Mare Remin, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și plin de tărie este numele Tău, iar omul cel drept la Tine își află izbăvire și statornic adăpost. Ție, Părinte al nostru, al tuturor, care ai izbăvit de mânia lui Abimelec pe poporul din Teveț, bărbați și femei și pe toți cei din cetate care și-au aflat scăparea în turnul din mijlocul acesteia, ție, celui ce ai binecuvântat pe Ozia, fiul lui Amasia, ca să zidească turnuri de veche la porțile cetății, precum și la intrarea în cetatea Ierusalimului, iar în munții lui Iuda, în păduri, ai rânduit a se zidit cetăți și turnuri spre salvarea poporului tău ales. Ție ne rugăm, binecuvintează pe toți cei care au construit această clopotniță, cu venirea Duhului Tău lui Celui Sfânt, având ocrotitor pe binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Precum l-ai binecuvântat pe Iordan să construiască cetăți și turnuri prin munți și păduri, ca să vire pe vrăjmașii văzuți ai poporului ales. Fă să fie clopotnița aceasta prin glasul clopotelor, mărturia ochiului Tău celui veghetor în fața vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.
să fie turn de veche și tărie celor ce cred în tine, iar glasul clopotelor să-i cheme pe toți la rugăciune și la orice lucrare care se face spre mântuirea sufletelor lor, precum trâmbițele de argint ale izraeliților sau cele ale îngerilor tăi care cu sunet mare vor chema pe toți la dreapta judecată lui Hristos. Pomenește, Doamne Dumnezeu nostru, pe toți ctitorii de clopotnițe care au adormit într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice și așează în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia. Cu harul și cu durere și cu iubirea de oameni ale unii a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte! Sfântului Ștefan, voievodului Moldovei, prin străpirea cu apă sfințită și pungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Domn. Primește rugăciunile noastre ale nevrednicilor grosei și ne îmbrățișește în ceasul de acum. Să se mulțim preluăsând de sfințirea bisericii care s-a zidit spre lauda scabetare, spre noastră mântuire între evlavioasă pomenire a Sfinților Împărațe, Constantin și Mama Selena și în ea. Se face ridicarea altar. Lui cel care vrei cuvântezi la oameni de Dumnezeu nostru. E slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și rugui tău. Faptele noastre, Domnului, să le plecăm. Se pune, Doamne, Dumnezeu nostru, cel care a așezat oștile încerești și ale arhanghelor și slujba slave tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie intrare Sfinților Îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună străvezi bunătatea ta. Că ție și cu mine toată slava, Sfinția și Dineciunea, toată Lui și Fiului și Sfântul Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Deschideți-vă pe delii porțile voastre, vă deschide porțile cele vechi și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare războaște, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetelii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele vești și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare războaște, acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetelii porțile voastre. Vă deschideți porțile cele vești și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul Puterilor, Domnul cel tare războaie, acesta este Împăratul Slavei. Care trebuie să fie
Amen.
Sfinte,
și în vecii vecilor. Să-l aminte! Iară, ce este bun și ce este frumos, fără mai locuri frate împreună. Aleluia! 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 Am mirul pe gap, pe care pe bar, pe bar, pe mar, pe Cause of love.
Oh,
să ne leagă doar în pace, dar cu curicare și pe tratare. Că îndrăznim, nu pentru slujba ne trebuie să ne ci pentru a ta negrăită bunătate. Thank you.
că prin Sfințirea noastră și ție slavă anunță, împreună și cu mea să fie unii și prea Sfântului și cu unii de viață, pentru că Dumnezeu, Doamne, și fără de slavă Sfintei și a tot puternicei și de viață trecoare trăim în vecii vecilor. Pace umple de slavă și de sfințenie și de dar jertfenul acesta, ca să se facă trepte aceea ce se vor așeza pe dânsul într-un preacuratul pur și cinstitul sânge al cum i-a născut Fiului Tău, al Domnului și Dumnezeu și de Tău Domnul Iisus Hristos, spre mântuirea tot poporul Tău și a Împrezii noastre. Că Tu e Dumnezeu nostru și ție slavă însă, Tatălui și Fiului și acum și cu vreau și pe vecii vecii lor. Amin. Intrați în casa ta, închinam-vă să fie biserica ta, să fie ca așa. Doamne, cu Sfieța, din Sfântea Jumana mea și de viața mea de la casa. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cu vreau și pe vecii vecii lor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, în aptea Sfințită să trăim de mine cu viață. Cei ce am mea de copii, să te vrea cu Dumnezeu noastră, pe Dumnezeu de acasă, ai Sfințită de tot de dată, la toată, rugăciunile de Sfântului, Sfinților de dată, în tot mai fac o să repoza și mai mărerea. Încintea pe brața, de din față, s-a înnoit, s-a dostat și s-a plicat în biserica aceasta. Ale Sfântului Binecredincios Hrebot și de face mare amor Domnului și de prorosilor noastră. Ale Sfinților Dreptilor Dumnezeu și Părinților Achim și Arăși prorosilor Sfinților și viață să trăfuiască de noastră. Avem cucinitor de voare, amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Prea puteasă Părinte Vincar, prea puteasă Părinte Protocop, prea puteasă Părinte Sfântului Părinte, distinși membri ai morale, de tăreți, de iubiți credincioși și credincioase, iubite și prea sfântă adunare. De Dumnezeu, Dumnezeu, am terminat slujba de denosire, de sfințire și de chemarea Duhului Sfânt peste locul acesta ca este de reia într-adevăr, o poartă a cerului și în loc de întâlnire cu Dumnezeu. Mai aveți dreptate câteva minute, vă rog, ca nimeni să nu trece, pentru că am dat binecuvântare astăzi la toată suflarea care a participat la această festivitate bisericească să intre în biserică și să se închine în Sfântul Altar, pentru faptul că, așa cum vă spuneam, Adrian, la începutul slujbei de sfințire, este un ritual pe care trebuie să-l urmărești ca cestită. Pentru faptul că frățile voastre ați văzut mai întâi, noi am înconjurat biserica în afară, în afara zidurilor, ceea ce înseamnă că am demarcat un loc care l-am consacrat lui Dumnezeu. Și acest loc, deci acest loc s-a ridicat din zi această biserică, care bineînțeles că ea este o casă ca o încercare și care are o formă arhitectură frumoasă și așa mai departe. Dar nu aceea, nu aceea este biserica. Biserica mai întâi are două aspecte, biserica de zi, care o construim, unde ne întâlnim pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a ne împărtăși detaliile lui. Și în al doilea rând este biserica aceasta de zi, care devine într-adevăr un loc consacrat de Dumnezeu după ce este sfințită. Pentru faptul că și copilul care se naște, el are o formă, bineînțeles, dar forma spirituală o primește din momentul în care, așa cum am perceptuit noi acest altar, a
receta Harului Sfântului. Ceea ce semnează, dragii mei, iată, aveți deci copilul botezat. Aveți grijă de dânsul, îngrijiți-l, creșteți-l, adică țineți Scriptura, așa cum este astăzi, mai curând, umpleți-l cu toate ale voastre nevoi și totodată și toate ale voastre cereri, dar cereri de servicii, cereri de folos. Și totodată umpleți-l cu dragostea voastră, pentru că de Dumnezeu v-a ales pe voi să fiți titorii fondatori a acestei noi biserici, care, bineînțeles, vrea să adaugă la seracul de mărgăritare sfinte pe care noi le-am construit și le-am citit în ultimul timp în epatia noastră a Romanului și a Macăului. Nu vă pot spune ce număr are această biserică sau cel puțin din câte știu eu în perioada în care m-a rânduit de Dumnezeu să fiu un dictător în acestei de Dumnezeu păzite epatii. E bine, aproape în fiecare an unele făcute din noi, altele restaurate, renoite, renovate și așa mai departe. Pentru faptul că să țineți la această casă, casa Domnului, așa cum țineți la casa voastră, sau cum țineți la voi înșiși vă care este, voi sunteți templul lui Dumnezeu și un templu cu o casă, din când în când mai ștergi praful care se adaugă acolo, mai înnoiești, mai redosești și chem preotul după aceea să sfințească ca și cum ai făcut din nou casa aceea, cum este și noi, când ne curățim de păcate, de prădările noastre, atunci evident că noi devenim o persoană în comunie cu Dumnezeu care s-a așezat în inima noastră din vremea Bogdezei. Așadar, am spus acestea câteva învățături ca să ții de voastră să le puneți la inimă în această zi solemnă de cârnosire, de consacrare a acestui spațiu de Dumnezeu. Aici vă acompaniați pe moșii și tremoșii voștri pe ultimul drum către Împărăția lui Dumnezeu. Aici primiți și biserica primește pe cei care vin în această lume, deci prin copii, pungii voștri, nu-i așa, ne aduceți la biserică încă de două zile după ce s-a născut în această lume, urmând ca potențul să se facă ulterior. Nu-i așa, aici veniți și ascultați Cuvântul lui Dumnezeu. Aici veniți și vă împărtășiți cu Sfintele Taine. Aici veniți să intrați în comunie cu Dumnezeu, pentru faptul că preotul când se roagă la altar, el se întoarce către voi și zice de 7 ori în timpul liturghiei, 4 ori, ceea ce înseamnă că nu face lumea, ci pacea care o primește de la Hristos prin ieratul său, care l-a rânduit să fie întâi sătător al comunității respective. Și atunci, evident, toate acestea au o semantică, au un simbol, au o importanță deosebită, mai ales pentru creșterea noastră de copilăție. Încă o dată felicităm pe cei care au contribuit și au ridicat la această serie, pe Părintele Paroc, și acum, ca să nu mai întârziem, vă dau vouă și binecuvântare să intrați în biserică de lucrări mondială. Nu vă închideți, biserica va fi deschisă până ce ultimul pelerin va intra și se va întâlna în altar, pentru faptul că nu facem opțiunea aceasta, cum spuneam. Și de aceea, rugați-vă în mod special, atunci când intrați în Sfânta Sfinților, în altarul Bisericii, rugați-vă că Dumnezeu să vă dorească sănătate, să vă dorească pace, alese bucurii și mânghie Dumnezeu. Să vă dea tot ce aveți voi nevoie, pentru nevoile personale și de obiect, în care a familiei sau ale comunității din care faceți parte. Să vă binecuvânteze Dumnezeu și așa, cum picăturile de har au coborât în timp nevăzut peste biserica aceasta, așa se coboară și în inimile voastre și în inimile voastre devin templul Duhului Sfânt, temple ale Duhului Sfânt, restaurate, reînnoite odată în biserica și veți trebui pe Dumnezeu cel întreimele odată, Tatăl, Fiul și Sfânt.